și domnilor, vă spun în numele Palatului Culturii Teodor Costescu, bine ați venit în sala Mehedințeană, unde aducem un omaj conducătorului Revoluției de la 1821 pe de o parte, dar și sărbătorind un bicentenar de la Revoluția acestuia și, după cum vedeți, începem în deschidere cu această minunată expoziție fotodocumentară, semnătura domnului dr. Marian Pele, care este și directorul Arhivelor Naționale ale Statului, filiala Mehedinți. Vă rog frumos, domnul doctor, să ne prezentați expoziția. Este o mică parte dintr-o mega expoziție alcătuită la inițiativa Muzeului Olteniei din Craiova și cu sprijinul colegilor de la Gorj, pentru că noi mehedințenii și gorjenii ne reivindicăm pe Tudor Vladimirescu, dar cu un anumit subiectivism aș spune că este mai mult al nostru, pentru că până la 1950 Padeșul a fost sat și comună a județului Mehedinți. Și Revoluția de la 1821, prea bine știm că a pornit în 23 ianuarie de la Padeș, adică din județul Mehedinți. Cât privește expoziția, este un hibrid de piese fotodocumentare aparținând structurii județene Arhivelor Naționale de la Mehedinți, dar și câteva documente donate de familia Cristi Brutaru, Cristi și Anca Brutaru din București. Ele au mai fost prezentate într-o expoziție itinerantă din țară, dar l-am rugat să ne doneze și la Mehedinți, pentru că e firesc să aducem un omagiu de plin conducătorului de la 1821. Este o parte, spun, din o expoziție, pentru că o altă a fost reținută la Arhivele Naționale. M-am spus, alte piese au făcut parte dintr-o expoziție mai mare la Muzeul Olteniei, dar între ceea ce dumneavoastră vedeți aici, trei dintre ele le găsesc aproape fundamentale, extrem de importante. Este vorba de un document de secolul XIX, început de secolul XIX, pe când Tudor Vladimirescu deținea funcția de vătaf de plai echivalentă cu cea de subprefect astăzi, și a mediat un litigiu pentru pământ între două familii din nordul județului. Este aici, în stânga mea, iar centrul de greutate al acestui document îl reprezintă semnătura originală a lui Tudor Vladimirescu. Documentul se găsește în original la Arhivele din Mehedinți, în colecția de documente, și eu îl consider a fi unul extrem de valoros, nu neapărat prin vechime, cât prin conținutul și semnătura conducătorului Revoluției de acum 200 de ani. În dreapta mea, acolo, sunt alte două documente la fel de importante, spuneam și mai devreme reprezentanților presei. Este vorba de manifestările centenarului Revoluției de la 1821 din județul Mehedinți, din 1921, când Comitete Școlare, Unități de Învățământ, Societăți Culturale Educative au cinstit ceea ce se întâmplase 100 de ani în urmă. Între acele momente festiviste este de reținut și inițiativa directorului Școlii Normale de Învățători de la acea vreme, Constantin Lacrețeanu, care propune ministrului de resort, ministrului Instrucțiunii Publice, Constantin Angelescu, ca fostul liceu numărul 1, pe care îl cunoaștem noi cei mai tineri, să spun așa, a primit denumirea din fosta Școală Normală de Învățători, Școala Normală Domnul Tudor. Să reținem că din 1921 avem liceul, Școala Normală de Învățători a fost înnobilată cu acest nume de Domnul Tudor. Cât privește eternizarea memoriei lui Tudor Vladimirescu în județul Mehedinți, el a fost legat de două localități importante. Evident că la Prejna rămâne ctitoria sa,
unde avem portretul care ne dă figura cea mai apropiată a lui Tudor Vladimirescu. El este prezentat în litografii diferite, dacă vreți, dar portretul cel mai apropiat al său este cel de la, titoria din Prejna, de la Biserica din Prejna. Dar revenind la eternizarea memoriei lui Tudor în județul Mehedinț, sunt de amintit monumentul de la Cerneț, lansat ca proiect în 1860 și finalizat în 1914 în preajma izbucnirii Primului Război Mondial, și este opera Asociației Institutorilor și Institutoarelor din România prin filiala de la Turnul Severin, reprezentată de învățătorul Demetrie Bungețeanu, fost și inspector școlar. Este monumentul de la Baia de Aramă, care și astăzi stă în picioare. Monumentul de la Padeș, care este opera mehedințenilor în procent de mai bine de 80%, pentru că acolo au contribuit patru entități. Este vorba de Prefectura Județului Mehedinț, este vorba de Societatea Culturală Datina din Turnul Severin, Comitetul Școlar din Padeș și Asociația Eroilor din București. Contribuția esențială, evident, că a avut-o Prefectura Județului Mehedinț. Monumentul, inițiativa acelui monument a fost lansată cu ocazia centenarului în 1921, dar s-a finalizat în 1936 și cu regret o spun că niciodată nu a fost inaugurat oficial din cauza acestui diferent între contribuabili. Și nu mai insist asupra acestei problematici. După 30 decembrie 1947, când monarhia a fost înlăturată, memoria lui Tudor Vladimirescu a fost adusă și în Turnul Severin prin atribuirea denumirii principalului bulevard, începând cu 6 ianuarie 1948. De atunci datează denumirea de Tudor Vladimirescu. Anterior acestei date purtase denumirea de Regina Elisabeta. Dar prima nobilare a lui Tudor în Turnul Severin, și cu aceasta închei, îl reprezintă parcul central din oraș, construit, amenajat după stil occidental în perioada 1899-1902, îl cunoașteți și astăzi, și a purtat denumirea de Tudor Vladimirescu. După 1971-72, când urbea noastră a primit și denumirea antică de Drobeta Turnul Severin, paradoxal, a început să se șteargă această denumire. Ea oficial nu s-a șters, el figurează ca Tudor Vladimirescu, dar în conștiința Severinului figurează ca parcul central. Oficial, de la 1902, el s-a numit Tudor Vladimirescu. Iar în grădina publică, în anii 68-70, a existat un bust al lui Tudor Vladimirescu. Nu am calitatea să lansez un apel în sensul acesta, dar Drăgășaniu, un municipiu mai mic decât Turnul Severin, cu tot respectul pentru oltenii noștri conflați din Drăgășani, au un monument colosal al lui Tudor Vladimirescu. Și la Craiova, evident. Dar vorbesc, comparativ, suntem reședință de județ și nu avem voie să nu eternizăm sau să nu încununăm. La 200 de ani nu se mai poate. Pe Tudor Vladimirescu, măcar cu un bust, amplasat poate chiar în grădina publică, așa, acolo unde a fost el în anii 70. Vă mulțumesc și noi, domnule. Și să sperăm că lucrurile vor prinde contur și am mai spus-o și cu alte ocazii. Nu ne lăsăm globalizării, să ne păstrăm tradiția, identitatea și eroi să-i omagiem așa cum o facem și astăzi, chiar dacă suntem puțini, dar suntem valoroși. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și noi, domnule! Profesor Dr. Marian Pele, Arhivele Naționale ale Statului, filiala Mehedinți. Vă mulțumim frumos! Da. Cine ar putea să întregească un tablou așa frumos, minunat al istoriei, dacă nu un profesor de istorie, nu orice profesor, ci un profesor doctor de istorie? Vă rog frumos, domnule! Vă mulțumesc, doamnă, pentru invitație. Domnul Munteanu, mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici prezenți alături de noi. Aș vrea ca să cer scuze într-un fel sau altul, că n-am dus să mă duc amici în istorie. Am văzut că pe afiș sunt trecut și amici în istorie, numai că ei astăzi cred că se refac după acel pericol pe care am avut la Cinse Daci și unde și-au luat picioarele pe mine, vă garantez lucrul acesta. Iar acum sunt într-o vacanță bine meritată.
Venind astăzi la momentul pe care îl omagiem, trebuie să spunem că, într-adevăr, Vladimirescu este un personaj pe care îl discutăm și noi și Gorjeni. Numai că aș vrea să țin puțin partea Gorjeni în această discuție și să vin în completarea colegului și prietenului meu, comun director Marian Pele, să spun că de proclamația la Pade se pare că a fost scrisă cu o noapte înainte, tocmai la Tismar, pe 22 ianuarie, a doua zi, pe 23, este prezentată la Padeș și cunoaștem efectul său asupra maselor populare. Ca să intrăm puțin așa, în subiect, vreau să aduc aminte tuturor că spuneți că toată lumea cunoaște. Secolul Fanariot, care precede, practic, Revoluția lui Vladimirescu, este un secol care nu face cinste istoria română pe de-a întregul, să zic așa. Au fost momente în care au fost unii domnitori fanariuți care au încercat lucruri interesante. Mă gândesc aici la un Constantin Mavrocordat, Ipsilanti și exemple pot continua. Însă, trebuie să spunem că înaintăm către secolul acesta al XIX-lea, mă refer aici în primul rând la domnia lui Caragea și cei care au fost înaintea lor, observăm practic că partea aceasta, zona aceasta a țăranului român este una oropsită. Acest cartel fanariot care se menține asupra țărilor române, Moldova și principatul în țara românească, este un cartel care practic n-a făcut decât să ostoiască, să suprime orice înseamnă libertate în aceasta pământească, țăranii fiind supuși la o serie întreagă de privațiuni greu de imaginat. Ce pot să vă spun? Că se prezentau la judecată pentru acele drepturi sate întregi, să-și ceară drepturile în instanță. Și când veni vorba, Vladimirescu este un foarte bun avocat. Vladimirescu câștigă la un moment dat un proces chiar la Viena, trimis acolo fiind de către familia, mă rog, băiul său, să zic așa, protector, mulțumesc pentru termen, Glogoveanu, din a care culă, știm cu toții unde se află și acum în satul Glogova. Vladimirescu învață, tocmai acolo este învață să fie un om citit. Tocmai la Glogoveni în familie. El urcă trepte acestea ale ierarhiei administrative, până aceea de votat, de plec, cum spunea dintr-un și colegul numai de vreme, domnul director Marian Pele, urmând ca în ultima parte a vieții, mă rog, a perioade sale de, așa, de până în Revoluție, să-l găsim slugeri în cadrul curții domnești de la Popeție, dar la slugerul, slugerul înseamnă cei care a provizionat cu carne un anumit mareal, să zic, fiind astfel un fel de boier furnizor de carne la curtea sau boierească sau chiar domnească. Vladimirescu se distinge pentru prima oară în planul acesta, în războiul dintre anii 1806-1812, războiul ruso-austro-turc, în care, practic, este remarcat de imperialii țariști. Îl fac chiar locotenent, îi dau locotenent, titlul de grad locotenent, în armata țaristă. Și asta, practic, este luat în vizorul autorităților, mai cu seamă că, în acest context, el devine ulterior și vătav și ajunge ca să fie un personaj foarte cunoscut în această zonă a Oltenii, în acea perioadă, el fiind comandantul a 6.000 de panduri în acel război, titlul care a rămas și ulterior. Ca să intrăm puțin așa în subiectul propriu-zis al Revoluției, moartea lui Alexandru Șuțu, care are loc la Cumpăna dintre 1821, mai trebuie să ianuarie, îl găsește pe Tudor, deja în drum spre Oltenia. 4 zile a luat să ajungă în Oltenia, unde deja organizase, ca vătav de plai, anumite puncte de rezistență. Vorbesc aici, de exemplu, la Cula de la Cernez, pe care o dotează, zic el, cu zaharicale și cu iatagane, cu arme, cu tot ce mai trebuia. Apoi, în zona de mecanițul nostru, în zona Cloșanului, aduce arme pe care le ascunde. Deci, îl pregătește încă din acele momente, pregătește aceasta, cum ziceau ei, acea lume Zavera, adică pentru adevăr, în limba slavă, Zavera. Zavera pornește, practic, în momentul în care, la 22 ianuarie 21, găsindu-se în mănăstirea Tismana, după ce îmbracă haina de comandant al viitoarei răzmei, să zicem așa, el redactează în acea noapte proclamație la Padeș, pe care o citește a doua zi, pe 23, unei mari mulțimi, și astfel la Padeș se creează adunarea norodului, adunarea poporului. 1500 de oameni pleacă apoi și la 29 ianuarie, în frunte cu Tudor, poposesc pentru o singură zi în zona Cernețului. La Cula de la Cerneț, urmând ca apoi să plece zona Via Strehaia, Motru, până ajunge în tabăra de Țânțăreni. Tabăra de Țânțăreni, acolo, practic, se antrenează și își mai aduce oameni, astfel că ajunge, să zic așa, era 5.000 de panduri, vreo 2.000 de călăreți
călăreți Arnăuți, conduși de Hagi Vodan și Dimitrie Macedonski. Spun, amintesc acești doi pentru că ei vor fi cei care pe Tudor îl vor trăda în acea nefastă zi în care este răpit, cunoaștem în luna mai. E bine, de aici Tudor hotărăște ca să-și continue marșul și îl găsim la 19 februarie, dacă nu mă înșel, îl găsim în zona Slatina, unde trece Oltul și, atenție, suntem în zona aceasta, martie, la țară Femartie. Femartie asta este numai o zonă picturată în prereste. Pentru că se pune un viscol teribil, o zloată nenorocită și așa înaintează armata aceasta, adunarea asta poporului, așa înaintează către București, unde pe mijlocul lunii martie se găsește mai întâi trecând prin, ajungând la Ciorogâla de astăzi, sau Mărcășești, în vremea respectivă, ajunge, îl găsim acolo în bariera Bucureștiului, în zona aceea a Cotocelului, unde se pare că lansează o primă proclamație către bucureșteni. Proclamația aceasta, însă, ulterior, ea va fi dezvoltată, ajungând la 48 de articole. Din păcate, ea nu se păstrează nouă astăzi, nu știm cum arată. Însă, un periodic, un ziar englez, îmi scapă numele în ce scuze, declară că este o adevărată Constituție. Deci, Tudor gândește ca un om cu principii constituționale. Cum să amenajeze statul de principii fiscale, administrative, deci militare, sociale și mai departe, gândește organizarea țării pe model modern. De aceea istoricii spun și cu pe bună dreptate că Revoluția lui Tudor marchează încheierea epocii feudale și începutul epocii moderne în spațiul acesta românesc. Ca să complic puțin relatarea mea, aș vrea să amintesc că în această calitate de conducător al armatei poporului, aflându-se în București, el deja începe să fie numit cu titlul de domnul Tudor. Nu și această, titulatură propriu-zis a fi domnul al țării românești. Și o parte a divanului boieresc fugiseră deja la Brașov, fugiseră în zona Timișoara, în zona Transilvaniei, însă a rămas, se spune, cu boierii făgăduiți, între care amintesc pe boierul Brâncoveanu, Grigore Brâncoveanu, era Barbu Văcărescu, mai este un boier, printre care, mă rog, sunt mai mulți, ei făgăduiesc lui Tudor că îi pot sprijinul categoriilor sociale, adică boierii mari ai țării, cu condiția ca el să readucă vechile obiceiuri, înțelegând boierii vechile obiceiuri, adică vechile lor privilegii ca de clasă ai boierilor. Însă Tudor merge mai departe și spune, da, dar eu voi fi conducătorul vostru. Cu alte cuvinte, el înțelege greaua moștenire pe care o suportaseră și boierii cei mari, că erau pe planul 2 trecuți de boierii fanarioți, dar spune clar să nu aveți impresia că în momentul de față se vor aduce lucrurile ca atunci când erați decât voi și grecii nu erau. În sensul că vom schimba radical și vom încerca să facem lucruri bune pentru societatea din general, adică și pentru voi, dar și pentru ceilalți care au nevoie și așa de la noi, mă rog, așa de din astăzi, oarecum reforme. Ei bine, aceste evenimente se petrec în contextul în care în Moldova se întâmplă un alt eveniment. În Moldova începuse marșul triumfal, pentru ei ziceau, al celebrei Eteria. Eteriștii sunt niște greci. Eteria a fost o societate secretă greacă, mă rog, întemeiată la Odessa, de către un fost general rus, fiul de domnitor Fanariot, Alexandru Ipsilanti, amândoi având același nume, și care își propunea să traverseze țara românească, Balcanii, să ajungă în Grecia, să ridice poporul grec la luptă pentru a putea să salveze Grecia de sub ocupație otomană. Acesta a fost principiul de luptă, dacă vreți, condiția pentru care s-au depus jurământul eteriștii, care înseamnă frăție în limba greacă, Eteria. Asta a fost principiul lor de luptă. Eteriștii au avut în spatele lor acordul unei mari puteri, Rusia. Țarul Alexandru I și fostul prim ministru, zic așa, îmi scapă cu numele, Capodistria, am ce scuze, promiseseră lui el fiind, Capodistria fiind de fapt grec, promiseseră lui Ipsilanti că vor fi împreună, Rusia va fi de parte de mișcării interiște. Numai că între timp avusese loc sau urma să aibă loc un congres al Sfintei Alianțe la Laibach, Zagreb de astăzi, exact, unde s-a întâmplat ca să fie dezavoată această mișcare. Între Tudor Vadimescu și Ipsilanti vor apărea conflicte, Tudor nu vrea să fie de partea lui Ipsilanti, pentru că Ipsilanti vrea să pată cu turcii, pe românește. Ipsilanti, el vrea să fie de partea sa și ajung la un conflict
Tudor intră în legătură cu turcii pentru că el vrea ca să scape țara de fandalioți, pentru că lupta de otoman și în acele condiții, datorită acestei situații, Tudor este găsit de eteriști ca fiind întâmplător și este o titulatură total neadecvată pentru Vladimirescu. Trădat fiind o parte din capitanii săi, în timp ce dormea în tabăra de la Golești, este răpit cu acordul și este apoi preluat de pe Ioname Iordache Olimpiotu și dus în tabăra de la Târgoviște în Sfântul Eteriștii, judecat, condamnat, găsit vinovat, condamnat la moarte pentru trădare, o faptă total aiurea, practic, și trupul său a fost, practic, despicat, aruncat într-o fântână părăsită, nici nu se știe unde a fost trupul lui Vladimirescu. Doar sabia este mai păstrată la Muzeul Național de Istorie. Urmarea faptelor Vladimirescu a fost că, pe termen așa mai lung de o an de zile, se revin la Dumnezeu Pământene, 1922 deja avem Dumnezeu Pământene, iar Tudor al nostru rămâne, practic, un oltean cu ambiție care încercă să schimbe o realitate și a reușit, dar din păcate însă, în urma decesului său, al cărui deces suvine dacă cumva ne amorează în același an și lună cu cel al lui Napoleon pe insula Sfânta Elena. Mulțumesc că ar fi mult mai mult de spus, dar din păcate timpul de revenire. Domnul profesor dr. Romeo Popa, profesor de istorie, cine putea să ne vorbească așa frumos dacă nu dânsul? Și ca să facem o legătură spre comunicare, să trecem la literatură, aș vrea să dau și eu un citat din Tudor Vladimirescu care spune că norodul este poporul, iar nu tagma șefuitorilor. Doamna Mimi Boroianu, vă rog frumos. Hai, Tudore, hai! Hai, Tudore, vină! Nu-i timp de hodină! Ești din moarte afară că te strig o țară! Saltă din fântână cu ochi de lumină și pandurii-ți cheamă, cu umbra de-o seamă, cu pași apăsați cât stejari înalți, din neguri venind, noaptea măruțind, și cu glas domnesc, os vladimiresc, cu ei te prăvale că țara e în jale. Hai, Tudore, hai, coboară pe plai, c-or fi vremuri noi, dai plin de ciocoi. În sfat s-a urcat boier din furat, viața României ca o văpădie. Tineri și bătrâni, azi, se simt străini, dezlipiți de glie, pleacă în privegie. Hai, Tudore, hai, în tropot de cai, ia țara la pas și ridică glas, la viață trezește, dorul desmorțește conștiința dormite, inimii împietrite. Și adună, iar, România în țară, saltă iar poporul, că greu ți-a dus dorul. Iată, domnule și domnule dragi oaspeți, ce calitate profesor, doctor, profesor, poeți, Liga Scriitorilor. Mulțumim frumos, domnule. Domnule și domnule, permisiunea dumneavoastră, vreau să-l rog pe domnul profesor Dan Șalapa să ne facă o completare, ca o sinteză a tuturor celor. Da, totdeauna e foarte greu să faci astfel de sinteze, dar vreau să vă spun că momentul acesta al bicentenarului Tudor Vladimirescu m-a luat pe mine cel puțin un pic prin surprindere și am declanșat o serie de acțiuni personale și apoi m-am integrat în alte acțiuni ale unor instituții datorită unor prieteni din Drăgășan care mi-au cerut să scriu ceva despre Tudor Vladimirescu pentru că ei urmau să editeze și cartea este acolo, un volum care să marcheze acest lucru. Și azi bine am să scriu ceva despre cula lui Tudor că este aici și am aflat că de fapt am reaflat, mi s-a reamintit că există o ctitorie a lui Tudor la Prejna. Am mers la Prejna și astfel am intrat în contact cu Universul de acolo și a ieșit acest film pe care o să-l vedeți în continuare, un video documentar despre ctitoria lui Tudor Vladimirescu de la Prejna. Dar în acest context, filmul acesta a început să circule și informația despre el și am avut ocazia să-l prezint și la Drăgășani cu ocazia lansării acelei cărți la Drăgășani și care carte, volum omagial, va fi lansat și la Severin în 5 august, la Casa Tineretului, cu ocazia Caravanei Culturale.
care va trece, de fapt, va începe de la Severin și va continua până pe 11 august la Sighișoara. Și apoi filmul a mai mers și la Casa Tineretului, a fost proiectat, urmează la Târgu Jiu spre sfârșitul acestei luni și apoi într-un microturneu în județul Olt, Slatina, Corabia și câteva comune mai mari din sudul județului. Fiecare dintre aceste localități, cum au remarcat și cum au punctat bine domnii profesori, unui doctor în istorie mai înainte, Oltenia toată mustește de amintirea și de faptele lui Tudor Vladimirescu. Iar acest lucru a răscolit și un astfel de microdocumentar, 20 de minute și 20 de secunde, ține 2020, știți foarte bine da, această citire, nu face altceva decât să vorbească despre Tudor Vladimirescu dintr-o postură inedită, aceea de ctitor. El și cu Gheorghe Duncea, cu prietenul său, frate de cruce și așa mai departe, și câteva lucruri extrem de interesante despre zona respectivă și despre alte lucruri legate de legendă, numele și locul acela de la Prejna și în împrejurim. În acest context al lansării filmului la Prejna, cu ocazia marcării bicentenarului, am cunoscut pe cineva din Vladimir. Din Vladimir, comuna natală, de fapt unde este mama lui Tudor Vladimirescu, a venit o doamnă la mine și mi-a spus, dându-mi o carte, dar la Vladimir, de ce vrei să filmați? Eu sunt de acolo, aceasta este cartea scrisă de tatăl meu, noi suntem vecini de gard cu Casa Memorială, locul unde e tatăl meu, este profesor de istorie. Și urmează să mergem și acolo, să vedem despre ce este vorba. O să vă invit să vedeți acest film. Acolo am câteva dintre cărțile editate cu acest preș, care au ajuns și la mine, inclusiv de vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Nichifor, care m-a invitat să proiectez filmul într-o ședință specială a Consiliului Județean Gorj, reunit cu Consiliul Municipal al municipiului Târgu Mureș și acolo, spre sfârșitul acestei luni, o să mă contactez și o să mergem acolo să proiectăm filmul. Mulțumesc și acum și aici celor care m-au ajutat să fac acest film, respectiv Primăria și Consiliul Local Balta. Primar acolo este doamna Irina Zoica, binecunoscută solistă de muzică populară și de asemenea a fost ajutat, și o să vedeți și în film, de către binecunoscută solistă de muzică populară, fiica Angelica Stoican, Niculina Stoican, a fost la ele acolo și de către, de către preotul paroh al bisericii din Prejna și de asemenea echipei cu care am filmat acolo, Marius Trifan și Victorian Tănasie, care au realizat niște filmări foarte frumoase și a fost foarte greu să alegem acele cadre pe care să le punem în film și părându-ne foarte rău că au rămas foarte multe nefolosite. Mulțumesc și gazelor noastre, că lui Gigi Munteanu și conducerii Palatului Cultural, care au marșat pe ideea, hai să facem o proiecție și aici la voi și să marcăm acest moment foarte frumos în acest pavilion ornat cu folclor, cu elemente din etnografia și din portul, gospodăriile românești și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată, vă invităm în Cinema City, aici, o scurtă pauză.